Salutare, salutare! Sunt la Violet Digue, aici într-un orășel din Paris, Normandia. Uitați cum arată orășelul. Haideți să vă spun și povestea cum am ajuns aici. Am ajuns cu trenul din Paris, așa că vreau să vă explic pe lux de amănunte ce a pățit americanul exact când a ajuns aici, în această faleză. Așa că americanul vă prezintă videoclipul Start. Haideți să vă explic. Niciodată nu o să vă imaginați ce s-a întâmplat. Am ajuns de la gara Fecam cu trenul și apoi am ajuns aici cu autobuzul. Exact aici a parcat ieri autobuzul, exact în această mini stație. Așa că eu, foarte bucuros, am început să scot telefonul, nu am scos camera. Și bineînțeles, am luat-o ușurări pe aceste scări. Trebuie să credeți, pentru că este poveste reală, ce s-a întâmplat ieri. Așa că nu o să vă vină să credeți. Am mers ușurel pe acest dig. Ascultați foarte, foarte atenți până la final toată povestea, că o să postez toate clipurile. Așa că am mers ușor pe acest dig. Uitați-vă că acolo se face verde. Și bineînțeles, marea se retrage ca întotdeauna, da? Foarte fericit, frumos să fac fotografii, dar n-am scos camera, decât să fac un mini videoclip cu telefonul și apoi să filmez când ajung aici. Dar la ce m-am așteptat ieri, uitați unde este vrăbiola la mică, acolo este o vrabie mică. Uitați aici, uitați, nu vreau să mai înaintez, nu vreau să mai zic, doar o să mă apropii pentru că alunești foarte. Am mers pe acest beton până la dunga aceea, așa. Și uitați-vă cât marea a fost ieri, cam până pe aici. Marea a fost ieri până aici. Aproape, nu știu, e aproape să zic, cel puțin 7 metri adâncime. Așa că, mergând ușurel cu telefonul, filmam, pur și simplu am alunecat pe spate. Vă imaginați? Uite așa, am picat pe spate frumos și telefonul meu a picat în mare. A picat telefonul meu în mare, pur și simplu. Am stat o oră și m-am uitat cum s-a dus telefonul la fund. Așa că nu am mai avut niciun contact maxim până la ora 8 seara. Cineva din această zonă mi-a spus că se retrage apa. Ia uitați că s-a retras. Așa că după ce am pierdut telefonul, am rămas pur și simplu șocant. Haideți să mă întorc să vă arăt cum s-a retras apa și cum am găsit și telefonul după ce s-a retras apa. L-am găsit în niște pietre, exact în locul unde a picat. Așa că americanul merge chiar acum să vă arate locul special unde telefonul pur și simplu a picat la 7 metri adâncime și a stat 5 ore sub apă pentru că nu puteam să intru după el din cauza la acest spațiu mare, foarte apă, foarte mare. Așa că o să cobor pe aici să vă arăt. Deci, pur și simplu, când am văzut că s-a retras apele aseară și am văzut direct unde a picat telefonul, m-am dus aseară, mai era un pic de apă, până la genunchi, să zic, am văzut telefonul că a venit cu lumini puternice și vă dați seama, haideți să vă arăt unde l-am găsit. Deci, aveam două carduri de desubt, aveam vreo 15 euro, aveam cardul microSD cu aproape 10.000 de fotografii și cartela SIM, care era cea mai importantă, că numerele de telefon s-au dus extrem de bine, așa că vreau să vă arăt, să calculați și voi distanța la ce zic, cât a stat telefonul. Uitați, exact în această direcție am găsit telefonul. Uitați, uitați aici am aplicat telefonul, în aceste două pietre. Uitați aici l-am găsit, uitați aici. Așa că vă dați seama, deci să zic 2, nu este chiar așa, să zic 7 metri, dar oricum este. Uitați-vă foarte bine cum de sus și până jos, vă dați seama, am alunecat pe această mâzgă verde, acest mușchi care s-a acumulat pe beton și bineînțeles americanul a așteptat 5 ore pentru a recupera telefonul, nu să zic, pentru că am avut foarte mare noroc că am recuperat telefonul. Oricum telefonul nu mai merge, l-am pus la uscat, așa că nu se știe
dacă o să mai funcționeze. Nu era un telefon foarte ok, oricum trebuia să-mi iau altul, dar dacă explici această situație la cineva, nu te crede. Vă dați seama, eu eram foarte fericit când am ajuns ieri aici să vizitez marea și să vizitez acțiunea și să vizitez arhipelagul acesta foarte frumos. Așa că s-a ajuns ca eu să merg pe această dungă mare de beton, dungă aceasta mare de beton, și să alunec pur și simplu și să văd cum mă duc pe acest zid. Ia uitați-vă, uitați-vă. Și mare noroc că și aici a fost mare, dar pur și simplu nu m-am dus. Uitați-vă la acest mușchi. Uitați-vă cum am alunecat pe acest mușchi. Vă dați seama? Puteam să vin de acolo târâș până aici și pur și simplu să alunec, să cobor cel puțin 7 metri. Oricum este înălțimea foarte mare. Și picam de sus, pur și simplu telefonul a picat jos. Așa că, deci acesta este un miracol, pentru că aici, după cum vedeți, pietrele sunt jos și bineînțeles, telefonul n-a apucat să-l lea marea, să ducă încolo, pur și simplu. Deci a rămas pe poziție. Este incredibil ce s-a întâmplat ieri. Deci cam aceasta este povestea cu telefonul. Așa că v-am explicat deja treaba cu telefonul pierdut în marea de la Port de Ville Digue, așa se numește aici. Este un orășel foarte simplu, o să vizităm grotele, o să vizităm mai multe zone frumoase. Așa că să stea un telefon 5 ore în apă și pur și simplu să-l pierzi în mare, uitați-vă, calculați voi distanța de sus până jos și eu puteam să mă arunc de sus, că aveam timp să-l prind, dar de ce să risc? Pentru că era apa foarte rece, dar am avut noroc foarte mare că telefonul n-a plecat. Aceste două pietre, exact aici a picat, uitați. N-au s-a dus nici stânga, nici dreapta, uitați. Exact aici. Vă dați seama? Display-ul oricum este un pic spart, dar am avut foarte mare noroc. Este foarte... Ce să zic? Este o poveste fascinantă, dar trebuie să credeți și povestea asta. Dacă scap un telefon mare și nu știu dacă mai ai șansă să recuperez, dar uite că l-am recuperat. Pentru că aveam pe un card, aveam niște bani și dacă nu recuperam cardul, nu puteam să mai recuperez absolut nimic. Așa că acum sunt pe plaja cu pietre și bineînțeles o să închei povestea cu telefonul și vreau să fac anumite videoclipuri în această zonă, să vă prezint zona aceasta cu pietre foarte frumoasă și bineînțeles să vizitați și voi și bineînțeles să vizitați odată cu mine acest mic vilaj din Normandia. Așa că acum vreau să explorez acest mini teren și muntele acela unde ajungem undeva pe port. Așa că o să las camera pornită. O să fac o schimbare. Și după cum vedeți, am avut o șansă mare să găsesc telefonul și să recuperez cardurile bancare. Așa că nu se știe ce o să mai găsesc acum pe zonă. Așa că vreau să merg un pic pe aici să vizitez zonele acestea frumoase și să vizităm grotele. O să intrăm și în grote până nu vine ploaia. O să vă arăt că este ceva frumos, este niște grote care o să le explorez mai pe seară sau mai târziu. Acum vreau să explorez un pic marea cu aceste pietre foarte frumoase și după cum vedeți, aceste pietre, niciodată n-am văzut o plajă cu pietre și fără nisip. Așa că este povestea uimitoare a americanului cu telefonul pierdut în mare de la Violet Digue din Normandia. Așa că credeți în această poveste că nu se știe niciodată. Vă dați seama, uitați, betonul ăla de acolo, puteam să mă duc direct în mare ca un vapor. Acum să încheiem povestea cu telefonul și bineînțeles să mergem un pic să vizităm și noi
acest vilaj foarte frumos. Poate o să urcăm și acolo pe munte sus să vizităm acțiunea și bineînțeles să vizităm un pic pe faleză micul orășel. O să ajungem și în partea cealaltă, așa că rămâneți cu americanul. Deci o să merg foarte bine în acțiune și bineînțeles să vizităm acțiunea americanului. Uitați-vă cât de frumos este aici și bineînțeles mi-am luat o pereche de Adidas, nici prea bun, nici prea așa, și mi-am pus niște pungi în picioare pentru că vreau să merg pe aici, pe aceste pietre. Nu se știe ce... Acum sunt, vreau să caut comori prin aceste pietre și să vizitez un pic aceste zone incredibile, aceste zone frumoase care o să vi le arăt și vouă. Și bineînțeles să le vedeți și voi cum arată. Deci așa că vom da drumul la acțiune. Ia uitați. Uitați cât de frumos este. Un arhipelag frumos și bineînțeles nu vă aventurați cum am aventurat eu pe acel beton când mușcul era verde. Așa că na. Așa că vreau să merg un pic pe aici, să vizitez un pic zona asta frumoasă. După cum vedeți, malul acela poate să pice în orice moment. Și uitați-vă la această mare, eu niciodată n-am văzut mare cu pietre, așa un fenomen artistic. Ia uitați, deci mare grijă și când mergeți pe acest mușchi, ia uitați. Uitați cât de verde este, verde frumos. Deci super tare. Un peisaj, așa că am avut noroc că s-a retras apele, că dacă nu se retrăgea apele, eu nu mai recuperam telefonul. Și uitați-vă sub mare. Deci pietrele, aici este o epavă de pietroaie foarte mare, care marea le-a adus din depărtare. Ia uitați cât s-a retras apa. Eu am avut foarte mare noroc că s-a retras apa, că dacă nu se retrăgea apa, eu nu mai recuperam telefonul. Așa că dăm un screenos. Ia uitați. Nu mai recuperam telefonul. Așa că uitați-vă în jurul meu. Americanul escavează aceste zone fenomenale. Este un pic fric, dar este super ok. Este super ok, super bine. Așa că să nu credeți că sunt pregătit de acțiune. Tocmai am ieșit de la cafea să intru pe această faleză. Așa că vreau să vizitez zona asta de aici de acțiune. Uitați-vă cum pietrele sunt aduse de mare și bineînțeles sunt poziționate în așa fel, așa că chiar mi-ar place să fac un castel din toată piatra asta care o vedeți aici. Mi-ar place să fac un castel, un castel deosebit, un castel, deci nu știu, să fac un castel frumos din piatră. Da, se vede super ok. Ia uitați. Oricum s-ar putea să rămân și fără Adidas și aceștia, nu se știe, pentru că nu mi-am luat până la urmă încălțăminte specială, dar este ok, este super ok. Deci, ce aș face cu această piatră măruntă? Uitați câtă piatră măruntă este aici și cu piatra asta mare, aici mi-aș face un castel, pe mare mi-aș face castelul, pe mare. Și uitați-vă cum ascultați aici, cine a săpat aici, uitați, a ascultat în stâncă, a vrut să sape ceva în stâncă, oricum nu trebuie să ne aventurăm prea mult, pentru că nu se știe, uitați, deci a săpat acolo în stâncă, așa că, na, nu pot să iei terenul pe seamă și haide să mergem mai departe.
să vedem și noi acțiunea. Lăsăm portul în spate, o să mergem și la port acolo să vizităm portul. Este o faleză acolo frumoasă. Dar până la urmă, pe mine mă interesează să merg prin natură. Deci o să vedeți acțiunea americanului pe această zonă și să explorăm tot felul de fenomene frumoase din această locație. Ia uitați. Deci deja muntele ăla s-a crăpat în două, se vede acolo sus. Se vede foarte bine. Deci până la urmă eu nu trebuie să mă apropii foarte mult de acest munte, pentru că nu se știe. Deci în orice moment și după cum vedeți, o să vă arăt după aceea ce aduce marea. Ia uitați ce a adus marea. Ăsta este, nu știu, uitați un intestin aici, uitați. Un intestin de, de pește, uitați. Uitați, ăsta e un intestin de pește aici, l-am mâncat păsările, uitați în aici. Un pește foarte mare. Și o să vedeți mai încolo cum să fie căutător de comori pe această plajă. Deci cu aparate, deci nu se știe niciodată ce poți să găsești pe mare. Deci explorez acest câmp extrem și uitați-vă cât, ce înălțime poate să aibă acest dâmp. Priviți. Înțelegi? Nu prea este indicat să mă apropii, că nu se știe niciodată cum fuge malul ăsta la vale. Punem și rău înainte. Nu trebuie să te aventurizezi unde nu trebuie. Așa că americanul vrea să meargă înainte să vă arate acțiunea în această locație. Haide să mergem în față, să vedem cum este treaba. Ia uitați. Este super ok. Băi, cât de mare este. Deci are aproape, să nu exagerez, dar muntele ăsta, dacă îl măsor, are cel puțin, este aproape, să zic, cât turul el fel. Deci acesta, vă dați seama, dacă mare bușește tot timpul în el, vă dați seama că poate să-l distrugă în câțiva ani de zile. Așa că, uitați-vă voi câte pietre avem aici. Băi, câte pietre, uitați. Ia uitați. O să pui telefonul, camera, să meargă pe pietre. M-am spus, am și camere care merge pe pietre. Ia uitați. Priviți. Dacă vedeți, vă comoară să ziceți. Uitați piatra asta albă de aici. O vedeți? Asta se transformă aici în var. Nu știu cum i-a spus mie cineva. Această piatră se transformă în var. Nu știu ce să zic. Se macină foarte bine de așa și din ea se obține o soluție. Uite, tot din muntele ăsta este. Uitați. Așa că punem piatra aici. Ia uitați. Haideți să vedem ce avem în față. Și uitați, după cum v-am spus, priviți foarte bine cum se macină muntele. Zici că e un munte de vară ăsta. Nu știu ce să zic. Uitați cum se dărâmă. Deci dita mai muntele. Băi, este incredibil cum este construit pământul, dar uitați-vă cum s-a dărâmat, așa că nu e bine să te apropii. Ia uitați. Deci, dacă se dărâmă ăla cu totul de acolo, te prinde sub el. Și uitați câte plăci, zici că e o placă de beton de desubt și multe straturi. Uitați cum este construit. Piatră, apoi stratul acela, zici că e var. Dar pământul are structura lui, să țineți minte. Așa că, ia uitați-vă. Și acum revenim la mare. Și după cum vedeți, uitați-vă aici câte pietre. Haideți să vă arăt și pietre mai mari din aceste albe care eu vi le-am arătat. Nu se știe niciodată ce găsim pe aici, așa că rămâneți tactil. Și uitați, după ce pleacă marea, ce se află sub mare. Uitați aici.
Cam așa arată violetul Digue. Plecați de la Paris, luați trenul, ajungeți la Rouen, la Iotto, la Brvel și de acolo ajungeți la Fécamp. Și de la Fécamp luați ori autobuzul 513 și ajungeți în această locație, dar puteți 100% să ajungeți și cu mașina 18 minute, depinde de situație. Așa că priviți aici. Ce... Deci natura care Dumnezeu o dă pe globul pământesc. Uitați, uitați cum, vedeți? Uitați cum fuge, uitați, mi-am pus două pungi aici ca să nu iau apă la picioare. Și priviți cum, cum am alunecat eu ieri, mi-am pierdut telefonul și l-am recuperat. Ia uitați, imediat, și pe pietrele astea, nu trebuie să mă sui, că imediat aluneci. Super tare. Haideți, poate găsim ceva pe aici. Mamă, deci este foarte, foarte minunat să vizitez această acțiune. Așa că uitați-vă voi aici. Cum? Deci acolo sunt niște diguri de beton acolo sus. Nu știu ce este acolo sus. Deci aici, tocmai de acolo de sus, probabil acest dig a picat tocmai de acolo de sus. Ia uitați. Și urmează să pice și ăla de acolo, uitați. Deci mai este unul acolo. Acolo a fost ceva casă sus acolo, să zicem, dar a picat de acolo de sus. După cum vedeți, marea întotdeauna adună și ia totul. Așa că ia uitați. Uitați-vă voi ce, acesta este un ăsta de beton. Ia uitați. Vedeți? Dita mai stabilopor de beton foarte mare. Deci ăsta 100% a picat de sus. Uitați, când văd că mai este unul asemănător. Așa că oamenii au scris pe el. Ia uitați. Deci așa că, ca să înțelegeți foarte bine, avem aici muntele acesta mare și se leagă cu acela. Zici că sunt doi frați. Așa că acest munți și muntele acela și muntele acesta dau acțiune acestui vilaj, acestui orășel de aici care eu sunt acum. Așa că aceasta este o atracție foarte frumoasă. Depinde de situație, liniștea, o să intrăm și prin grote să vizităm, să vedem cum este treaba. Ia uitați. Uitați aici. Este super tare. Uitați mușchiul cum s-a pus pe ăsta, pe piatră. Ia uitați. Deci se filmează corespunzător normelor europene. Haideți să mergem mai în față. Vreau să explorez un pic plaja aceasta. Văd că am mers tocmai de acolo. M-am aliniat și am mers până, vreau să merg până acolo, să mă stopez undeva acolo. Deci nu vreau să mă aventurizez prea mult. Și bineînțeles să merg un pic prin această locație extremă. Deci este super ok să vizitez aceste locații. Așa că urmăriți vlogul acesta, că vlogul acesta o să-l postez pe canal de YouTube. Și bineînțeles, aventura americanului continuă pe faleze. Uitați. Deci o să facem vloguri de aici 100%. Ia uitați ce am găsit. Haideți să vă arăt ce am găsit. Priviți aici. Am găsit o plasă de pește. Ia să vedem. Trebuie să stau pe poziție. Ia să vedem. Am găsit această plasă de pește. Uitați-o aici. Deci în asta poți să prinzi pește. Uitați. Deci cine a pus-o aici, a pus-o aici. Vedeți? Ia uitați. Nu trebuie să mă aventurizez mai mult. Uitați-vă aici. Uitați. Mamă, uitați, vedeți? Ia uitați ce plasă aici de pește. Ia uitați, vedeți? Ia uitați. Deci cu asta a prins pește 100%. Ia uitați. A aruncat-o și poți să prinzi pește. Ia uitați, vedeți?
o plasă construită extrem și ai prins 100% pești. Deci pe aici intră peștii, se vede foarte bine și nu mai are pom să iasă. Uitați. Uitați. Ah, da, uitați pește acolo, 100% mâncare. Uite, un pește deja a intrat acolo, nu știu pe unde a intrat, se vede foarte bine. Așa că se vede foarte bine acțiunea plasei. Asta e o plasă foarte bine construită. Nu știu, o să arunc de seară mare, nu știu ce să zic. O să o tărăsc după mine. Bineînțeles, poliția dacă te prinde cu ea îi faci braconaj. Înțeles? Nu mai zic de voi. Uitați, asta a adus o mare, 100% a adus o mare seară. Așa că este foarte bine construită. În fine, o lăsăm aici, n-am eu de nevoie de pescuit acum, dar nu se știe. Nu se știe niciodată. Haideți să continuăm drumul. Și poate găsim anumite comori prin acest loc. Ia uitați. Haideți să mergem ușurel așa. Înțelegeți? Este super, super ok. Și uitați-vă, deci aici este o zișchi, o placă de beton, uitați. O placă de beton bine pusă la punct. Oricum, destinația aceasta se leagă foarte bine cu marea perfectă. Ia uitați, deci americanul s-a murdărit. Și vreau să vă spun de ce umblu negru pe mare. Să-mi spune și mie de ce umblu îmbrăcată negru pe mare. De ce am ales să port ținuta negru. Așa că lăsați acolo în comentariu. Ia priviți cum s-a dărâmat muntele. Priviți. Deci este pur și simplu dărâmat. Și ce avem ocazia să vedem sub mare. Priviți. Uitați. Uitați-vă voi aici, ia uitați. Melci, tot felul de chestii bizare care le putem găsi sub mare. V-am spus că nu se știe. Și uitați-vă cât se retrage marea încolo, uitați. Deci este un fenomen foarte extrem, bine întâlnit și bine pus la punct. Deci nu am cum să arunc eu acea plasă mare să prindem pește. Este foarte riscant, poate să ne și ia și poliția imediat, căci că facem braconaj, vă dați seama, este interzis. Așa că mai bine americanul își vede de treaba lui. Lăsând acolo, ia uitați, uitați aici. Ia priviți. Să merg un pic mai încolo, nu cred că are rost. O să mă întorc și o să merg. Oricum am mers ceva timp până aici, dar vreau să vă spun că o să mă întorc ușurel, ușurel de unde am venit și o să merg pe partea cealaltă. O să merg pe partea cealaltă și bineînțeles americanul o să întoarcă liniștit și nu se știe ce putem găsi pe marea aceasta. Așa că o să fac și anumite fotografii de aici. Anumite fotografii extreme din acest loc și bineînțeles o să continui vlogul pe partea cealaltă. Așa că uitați, acolo este o crăpătură, deci nu știu dacă poți să intri pe acolo, cine știe ce se află acolo. Și bineînțeles este destul de riscant, așa că nu indic să mă aventurizez, să mă bag în aceste cratere, pentru că este foarte periculos, dar uitați ce se ascunde sub mare. Și să știți că aici marea cel puțin atinge 7 metri, 100%, că pentru că ea se retrage. Ia uitați, super tare, super ok. Așa că ne vedem
pe partea cealaltă cu videoclip.